Lacrimi de mamă, 4 luni pentru o viață și Castelul de apă, repere istorice, sunt ultimele cărți apărute sub semnătura autoarei Carmen Zanfirescu. Cu delicatețe și sensibilitate, artista a creionat suferința pentru viață și a punctat reperele istorice ale Severinului în cadrul unei triple lansări. Cartea Castelul de apă, repere istorice, pot să spun că este o carte pe care o închin acestui monument emblematic, cu ocazia împlinirii a 100 de ani. Și orașului meu pe care îl iubesc din tot sufletul și voi face tot ce-mi va sta în puteri ca să-l scot în evidență, pentru că este un oraș care are o istorie veche și care trebuie să fie cunoscut în întreaga lume. Nu puteam decât să-i mulțumim împăratului Traian că a trecut la nord de Dunăre și că s-a oprit aici să facă un castru de pământ, apoi un de piatră, un pod să lege practic poporul de la nord cu cel de la sud, să realizeze, dacă vreți, o punte european. Viața culturală a cetății are nevoie de răgaz pentru cultură, iar fiecare eveniment editorial este primit așa cum se cuvine de iubitorii de carte. Clădirea aceasta produce efecte, efecte culturale. Culturale și suntem bucuroși că nu numai cei tradiționali de aici, cei severinenii care scriu, scriitorii din Robert Atunu Severin, avem de-a face în cazul de față, din câte am înțeles, cu un scriitor, din moment ce a scos o carte, îl numesc scriitor, care este severinean, a trăit și trăiește în România și pretutindeni, am înțeles că și în afara țării, dar se întoarce în turnul Severin. Se întoarce, este legat de obiectivele și de amintirile și de istoria locului și vine și cu o carte. Nu putem decât să salutăm, să o încurajăm și să-i urăm succes. Autoarea Carmen Zanfirescu este la al treilea eveniment editorial la Drobeta Turnu Severin. Prima lansare a avut loc la Colegiul Decebal. Aici a fost făcut cunoscut publicului volumul Umbrele trecutului, Oglinda viitorului. A doua lansare a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Atunci la Cafeneaua Turcească a fost lansat romanul Dragoste cu iz de ciocolată.